Îl văd în centrul de la, în cercul de la centrul terenului, pe Sabin Ilie, care va face pereche în linia de atac cu Bolici. Așadar, o premieră în fotbalul românesc. În teren mult așteptată intrarea lui Sabin Ilie, care este primul jucător român care evoluează împotriva fostei sale echipe din România într-un meci de cupă europeană. Lui Militaru se pare că a intrat. A intrat Cătălin Munteanu în locul lui Ciocoiu și a început repriza secundă cu Fenerbahce atacând la poarta din stânga. Sabin Ilie în sprint ajunge înaintea lui Răchită. Ococea înapoi pentru Bolici. A fost acolo și Cătălin Munteanu și atacul o minge care ajunge la Dogan. Ieșire destul de riscantă, dar corectă din poarta lui Ritli, care reușește să îl deposedeze pe Mustafa Dogan și să trimită în afara terenului de joc. Este anunțată și intrarea lui Sabin Ilie, primită nu cu foarte mare căldură de cei care în urmă cu 6 luni îl idolatrizau pe fostul goalgetter al ediției trecute de campionat. Ococea executând acest corner. A venit înaltul Uce Okeciucu în careul nostru. Spre el pleacă mingea lui Ococea, reține Ridley. Posibilitatea de contraatac, sprintează în stânga Cătălin Munteanu, Răchită este cel care conduce balonul, dribling bun și pasă către Militaru, Militaru excelent spre Denis Șerban, Denis Șerban urmărit de Ococea, Șerban foarte bună, minge, centrare și respinge Ilchier, incomodându-l pe portarul Râștiu. Un prim contraatac rapid și periculos. Răchită acum, trimițând imprecis, este Denis Șerban care șutează dintr-o bucată, periculos. A fost bară, dacă nu mă înșel. Sabin Ilie a șutat. Și nu Denis Șerban. Mii de scuze. Acțiune caracteristică a fostului vârf de atac al Stelei, care nu stă prea mult pe gânduri atunci când e vorba să finalizeze. Un șut din viteză, din alergare. Balonul a șters bara și nici nu știm dacă să ne bucurăm sau să ne întristăm de acest debut în forță al lui Sabin. Uce Okeciucu. Kemaletin. Iese foarte bine din dispozitiv Miu. Cic și acum Miu încercând să ajungă la balon înaintea lui Taifun. Va fi o aruncare de la margine în favoarea oaspeților. Acesta este fundașul stânga al lui Fenerbahce, Erol. Taifun și din nou out.
Roșu a primit de la Militaru. Baciu. Denis Șerban. Un faul asupra lui Denis Șerban, comis de Taifun. S-a grăbit Matei, a trimis imprecis și acum Ridley încercând să ajungă înaintea lui Sabin Ilie, blocat de Cic, care comite hands în cel mai rău caz involuntar. Cartonaș roșu eliminat Tiberiu Cic. Moment greu pentru Steaua. Minutul 5 al reprizei secunde. Au fost câteva ezitări în zona centrală a apărării steliste. O minge trimisă imprecis înapoi. Cic a fost nevoit să intervină in extremis. Părerea mea este că a comis hands, dar fără intenție. Ar fi bine dacă am vedea o reluare. Iată-l pe Sabin Ilie șutând în brațul lui Tiberiu Cic, dar cred că eliminarea sa este nejustificată. A fost un hands involuntar. Cic n-a întins mâna către minge. Bară! A șutat Elvir Bolici din lovitură liberă, indirectă, offside, se semnalizează de la margine. Ridley n-a pucat încă să se așeze pe picioare. Mingea a fost deviată, dacă nu mă înșel, și de Matei. 0-0 cu destul noroc